E normal să fie așa când este Ziua Internațională a Femeii. Dacă tot sărbătorim ce e mai frumos pe lume, nu putea să fie decât o zi frumoasă și vă mulțumesc că în această zi minunată ați ales să fiți alături de noi la conferința de presă ALDE. O să fie o conferință, ca de obicei, interesantă, în care subiectele sunt cele care interesează pe toți cei care vă sunt public, dumneavoastră, cititori, acum și telespectatori sau cum să zicem, cei care vă ved peste tot, că suntem aproape useri, da, în direct. Astă seară, la conferința noastră de presă, începem prin a spune la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și sigur că le urăm să aibă o viață frumoasă, plină de realizări și de respect din partea soților, copiilor și a tuturor celor care le înconjoară. Alături de mine, domnul președinte, deputatul Toma Petcu. În conferința de presă așteptăm să vină și doamna europarlamentar Nolica Nicolai. Am în vedere că este această zi și am avut de curând experiența la lansarea de carte să vedem cum se întâmplă când e o zi specială. Bucureștiul e foarte aglomerat, așa că trăiește cotidian, ca să zic așa, doamna, experiența asta de a merge cu mașina prin București și de a veni către noi în viteză legală. Îi dau cuvântul domnului Toma Petcu. Mulțumesc, Ionel. Bună ziua și vreau să încep prin a vă mulțumi în primul rând că v-ați rupt practic din timpul dumneavoastră liber, ținând cont că vă apropiați de weekend și o zi specială să fiți alături de noi. La mulți ani doamnelor și domnișoarelor, de Ziua Femeii doresc tot ce e mai bun pentru doamnele noastre, să aibă o viață frumoasă, fericită, liniștită și o primăvară deosebită. O așteptăm și noi pe Norica, este pe drumul destul de aproape de Giurgiu, a reușit deja, să spunem, să treacă de zona care era foarte aglomerată, ce deja pe DN5 spre Giurgiu, mă rog, era programat altfel și îmi cer scuze pentru întârziere. Dar până ajunge doamna Nicolae, aș vrea să vă comunic eu câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, țin atât de politica locală, dar în mod special de politica națională și de startul acestei precampanii care devine din ce în ce mai mult campanie. Că vedeți dumneavoastră, odată cu modificarea legii electorale, tot ceea ce reușeam să facem în campanie sau ce era permis să facem în campanie, acum le facem în precampanie și începem cu toții prin a monta o serie de corturi de semnături, banere pentru reclamă, prisme, activități care să popularizeze foarte mult, să spunem, candidații și partidele care intră în această competiție. Așa cum probabil știți și ați aflat, ALDE și-a stabilit deja lista, pe lângă faptul că v-am comunicat în urmă cu 2 săptămâni că o să mergem separat în aceste alegeri și o să avem proprii noștri candidați. Am bătut lista în cuie, să zicem, acum 1 săptămână și ne-am stabilit care sunt candidații. Mă rog, ne-am stabilit și un target. Targetul nostru este de 15%. 15% pentru ALDE la nivel național, ca să facă această corectură, să nu se înțeleagă că este targetul la Giurgiu. 15% la nivel național pentru ALDE înseamnă un număr de 5 locuri eligibile, 5 europarlamentari. Ne dorim și este o ambiție de-a noastră să obținem acest număr de europarlamentari. În ordinea listei, așa cum ați văzut la nivel național, prima este doamna Nolica Nicolai, să zicem, unul de membrii noștri încă de la începutul formării acestui partid și principalul nostru europarlamentar ca și activitate, bineînțeles alături și de Renate Weber. Pe poziția a doua, domnul Barbu, până de curând președinte la IEP-ului, parlamentar PNL mai mult timp și ulterior ALDE, ministru al culturii, un om cu o pregătire și cu o competență deosebită, din punctul meu de vedere, desăvârșită. De asemenea, pe poziția a treia, Renate Weber, așa cum spuneam, colega noastră, care tot timpul, chiar și atunci când PNL-ul a decis să plece din ALDE și a stat, din punctul meu de vedere, a contat foarte mult pentru noi, când PNL a decis să plece din ALDE, doamna Weber a rămas în ALDE la nivel european și a continuat activitatea în ALDE. Cred că acest lucru este foarte important din punctul meu de vedere și a arătat doar, nu doar o consecvență, ci și faptul că valorile liberale se regăsesc în ALDE. Pe locul 4, așa cum probabil unul dintre dumneavoastră știți, se află Ovidiu Silaghi, colegul nostru, fost ministru al transporturilor parlamentar PNL mai multe mandate și un om pe care eu personal îl apreciez foarte mult. Un om și cu o eleganță deosebită, dar și cu o competență pe măsură. Bineînțeles și el chinuit și trecut prin furcile cautine ale justiției, dar acum, în acest moment, absolut toate acele dosare și toate acele plângeri pe care le-a avut
au fost fie clasate, fie au constatat judecătorii că nu există faptele și au închis aceste dosare. Deci un om care în trecut a fost destul de afectat de aceste abuzuri din justiție și acum, să zicem, odată cu reabilitarea, începe ușor-ușor să fie un om care reintră în prim planul politicii și cred că merită acest lucru. Pe locul 5, colegul nostru Varujan Vosganian, de asemenea un om pe care eu personal îl apreciez foarte mult, îl știu foarte bine, știu ce competență are și ce nivel de pregătire și cred că dacă va reuși să ajungă în Parlamentul European, de asemenea va reprezenta în primul rând cu demnitate, cu mândrie și cinste pe România acolo, indiferent că el nu va fi doar alesul ALDE și a celor care votează ALDE, ci va fi alesul tuturor românilor. Deci, cu alte cuvinte, pe ceea ce ne axăm și suntem convinși că vom obține, eu consider că sunt poate bine și ceilalți colegii noștri care se află pe 6, 7, Andrei Gerea, deputatul Eusebiu Pistru și alți colegi de-ai noștri, considerăm că au aceeași pregătire și cădere să fie în Parlamentul European, dar nu putem să avem noi toate locurile eligibile. Știți cum e, o competiție și fiecare partid își stabilește o țintă și în funcție de acest lucru și locurile eligibile. Dar eu cred și consider, nu cunosc listele deocamdată celorlalte partide, mă refer la PNL și PSD care au șanse reale să introducă europarlamentari. Bineînțeles, vedem și ce variantă va fi la USR, dacă va fi cu plus sau cu minus. Dar, cu siguranță, la ora actuală, din ceea ce cunoaștem noi și informațiile care le avem din aceste trei zone politice care cu siguranță vor introduce europarlamentari, cred că lista și candidații noștri sunt oameni pe care cu toții putem să spunem că îi cunoaștem, îi apreciem, știm ce capacitate au și sunt convins că vor reprezenta cu mândrie și cinste în Parlamentul European România și bineînțeles și ALDE, pentru că clar noi ne dorim să continuăm activitatea în familia ALDE și acest lucru se va întâmpla chiar dacă au fost o felul de discuții că ALDE România are sau nu o problemă la nivel național. Și cred că, așa cum decur lucrurile, avem toate șansele să obținem acest scor. Ionel Muscalu, așa cum v-am promis, am încercat să fie în primii 10, dar datorită faptului că o serie de președinți, colegi de-ai noștri, președinți de filială și parlamentar, un lucru care eu n-am mai fost obișnuit până acum și mie mi s-a părut că nu e cu cădere, sunt șapte colegi care sunt președinți de filială și parlamentară, care și-au dorit neapărat să fie pe această listă, pe locuri neeligibile, adică vorbim între noi, sincer, că nu... Între noi sau de toată lumea, dar nu facem politică unii cu alții, dar și-au dorit neapărat să fie pe listă, ei considerând că pot să tragă mai mult partidul. Eu le-am spus, domnule, eu nu consider că trebuie să mă pun eu pe listă ca partidul să tragă foarte mult, ci putem să găsim fiecare dintre noi și alți oameni. Și atunci a fost, mă rog, o discuție nu neapărat mai aprinsă, dar o discuție mai detaliată și mai amănuțită în Comisia de Selecție și în cadrul Biroului Politic Național. Dar până la urmă s-a decis această formulă și colegul nostru Ionel Muscalu este pe 15. Dacă n-ar fi fost cei 7 colegi, ar fi fost probabil pe 8. Așa cum ne-am bătut de la început și, repet, eu ne anticipând că foarte mulți colegi, cum ar fi Eusebiu Pistru, domnul Băișanu de la Suceava, Andrei Gerea, Varujan, Vosganian, care inițial nu și-ar fi dorit să fie pe listă. Deci oameni care inițial nu se discuta să fie pe listă, dar pe rog, pe fiecare cum a considerat și au depus candidatura și au intrat în această competiție. Eu nu personal am spus fără echivoc că pentru mine e foarte important să continui activitatea politică în Giurgiu. Nu sunt deocamdată pregătiri în niciun fel să mă duc europarlamentar și nu mă refer că nu sunt pregătit profesional. Și spun că nu sunt pregătit ca și activitate, pentru că dacă te duci europarlamentar, este foarte clar că de politica județeană și, bineînțeles, cea națională, dar în primul rând județeană, că pe mine mă interesează foarte mult politica județeană și locală în Giurgiu, te rup foarte mult. Din momentul în care ai plecat europarlamentar, nu mai ai aceleași conexiuni, același nivel de cunoaștere, practic te depărtezi. Sincer, personal, mă și surprinde, am văzut și decizia domnului președinte Bădălo, care s-a înscris în această competiție, nu știu dacă va obține sau nu un loc eligibil, nu cunosc eu exact care sunt acolo discuțiile, dar dacă va obține și va dori să plece, iar mi se pare ciudat, pentru că eu, nu știu, așa apreciam eu, că domnul Bădălău și-ar fi dorit în continuare să aibă activitate în Giurgiu, să obține rezultatele care le-a obținut, să continue mandatele de la Consiliul Județean și, bineînțeles, la nivel parlamentar, dar
Repet, eu consider că un om care pleacă la Bruxelles este foarte greu să fie și șef de filiale, este foarte greu să conducă un județ și cu atât mai mult să fie implicat în politica națională. Și am exemplu colegei Norica Nicolae, care poate să vă confirme acest lucru. Da, mă rog, astea sunt deciziile. Ajungeam și aici și mulțumesc pentru întrebare. Noi acum facem o evaluare pe fiecare localitate. De la nivel național ni s-a stabilit un target de 16.500 de voturi, dar eu vă spun ceva. Targetul pe care eu o să-l impun colegilor care răspund de fiecare localitate, așa cum voi analiza eu situația, va fi mai mare și vreau să ajung undeva la 20.000 de voturi. Bineînțeles, acest lucru depinde foarte mult și de prezență. Pentru că știm cu toții, avem o prezență mică, înseamnă foarte multe concentrare și mobilizare ca să ai un număr de voturi. Având o prezență mai mare, există oarecare posibilitate ca o parte a electoratului care poate n-a mai ieșit la vot sau poate nu a votat în 2016 să aibă această disponibilitate. Noi estimăm că în Giurgiu, în județul Giurgiu, va fi o prezență în jur de 35-40%. La nivel național, sub 30%, dar Giurgiu știți bine că întotdeauna, din punct de vedere al prezenței, a fost printre fruntașe și ca atare, dacă noi reușim să facem acest target la o prezență de, să spunem, între 35-40%, facem targetul național, suntem undeva în jur de 18-19%. Dacă ne facem targetul pe care ni-l impunem noi, suntem undeva în jur de 22%. Deci targetul meu personal este peste 20%. Pe ceea ce mi-a dat de la nivel național, dar repet, la nivel național ni s-a dat doar număr de voturi, fără să discutăm de ce prezență avem. Dar prezența, grosomodo, e cam tot la același nivel, că ne-am uitat și noi, și asta au făcut și cei de la nivel național, s-au uitat la alegerile anterioare și la prezența de la alegerile anterioare. Cu siguranță va fi o campanie dificilă de organizare și mobilizare, dar în același timp o campanie care a pornit din start și se va baza în continuare pe foarte multă dezinformare. Și vă dau un exemplu care, să spunem, s-a produs chiar ieri. Am asistat cu toții ieri la poate cea mai stupidă situație în care două partide politice din România cu pretenții ar putea să se pună vreodată. Și am asistat la faptul că o alianță care deja începuse campania, își strângeau semnături și erau destul de activi, mă refer la USR și Plus, li s-a respins această înscriere la Biroul Electoral Central. Am citit și eu justificarea, am văzut argumentele, am ascultat multă lume din zonă, din domeniu și mi-a fost clar și mi-este foarte clar că acești oameni au făcut, posibil să fie făcut două lucruri. Primul dintre ele, care mie mi se pare incredibil, să fie incredibil de incompetenți, ca să nu spun altfel, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar incompetența să fie atât de mare încât să nu realizeze că cine e președinte ar trebui să și semneze niște documente. Adică cine conduce trebuie să semneze, nimeni nu poate să semneze în locul tău. Chiar dacă dai procură notarială, cel puțin pe unele tipuri de documente, chiar tu trebuie să semnezi. Și atunci, cred că acești oameni care o bună perioadă au condus România și au avut funcții foarte mari pe miniștri, secretari de stat, domnul Barna a fost secretar de stat în guvernul Cioloș, Dacian Cioloș primit. Adică să ne înțelegem, timp de un an de zile. Acești oameni nu au înțeles sau nu au vrut să înțeleagă sau nu au știut că n-ar fi trebuit să semneze ei acele documente. Ar fi trebuit domnul Nicușor Dan, dacă îl convingeau, sau dacă nu, pe perioada în care domnul Barna a fost și este interimar, să fie el înscris la un registru unic al partidelor politice, sau dacă nu, să găsească o altă variantă în zona domnului Dacian Cioloș, adică dacă doamna care nici nu rețin numele, care e acum președinte și apare registrul președinte, n-ar fi vrut să semneze, dar nu cred că n-ar fi vrut să semneze, să găsească o altă formulă. Dar acea doamnă, am înțeles că semnează, este în continuare în partid. Deci cu siguranță cred că aici, din punctul meu de vedere, și repet, eu nu merg pe incompetență, cu toate că este posibil, merg pe faptul că ei și-au creat intenționat acest subiect. Și vă spun și de ce cred că l-au creat intenționat. L-au creat intenționat ca să înceapă victimizarea. Ei știu foarte bine că negația, victimizarea, faptul că tot timpul sunt anumite lucruri care, să rog, sunt pe total altfel de cum sunt gândite și văzute, lor le convine această situație și vor să arate de Dumnezeu. Suntem blocați, ne chinuie PSD-ul, ne chinuie justiția, care numai a noastră, sau justiția nu mai e dreaptă și corectă. Justiția acum e
justiția pe care o face, să spunem, PSD-ul. Că parcă PSD-ul împarte justiția cum făcea domnul Băsescu. Eu aș vrea, dacă îmi permite, să întrerup și să o primim pe doamna Nicolai și o urmă contra. Ai văzut ce rapid vin? Ai văzut în momentul care a intrat pe... Noroc că aveți drum. Să Bucureștiul e Oron. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. La fete cred că le-ați oferit flori, că atâta vă trebuie. Le-am oferit și flori eu. Și ca apă. Hai să trecem direct la întrebări. Dacă la început doresc să le spui ceva, Lorica, în primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru prezență, bine ai venit. Ne-am văzut mai devreme și cu siguranță ar fi avut mai multe de spus. Dar dacă vrei să adresezi un mesaj, după care colegii mei, cu siguranță, îți vor spune, colegii mei, colegii mei, să vor pune întrebări. Astăzi toată ziua adresează mesaje. 2 martie toată lumea e prietenoasă cu toată lumea, mai ales bărbații cu femeile, ceea ce se întâmplă destul de rar. Dar cred că trebuie să trecem direct la conferința de presă ca să evităm elementele de politețe. Mai ales că anul ăsta e prima dată când vin la Giurgiu, dar nu va fi ultima, vă promit. Așa vreau. Vă rog. Asta mai puțin. Am înțeles că de curând ați făcut o achiziție nouă la partid. Pentru domnul Toma? Pentru domnul Valențenescu, dacă nu mă înșel. Achiziție? Așa, confirmați, e membru? Da, e membru. Cu toate problemele penale pe care le are? Din ce am înțeles, este, nu știu dacă e trimis în judecată, că nu mă interesează. Nu este condamnat, nu este la ora actuală, nu știu dacă e trimis în judecată. Deci cred că dosarul lui, ca și altor oameni, care, bineînțeles, structurile de specialitate s-au ocupat să le facă dosare, dosarul dumneavoastră că este ținut în adormire. Nu e trimis în instanță, nu e pus sub acuzare, nu e pus sub urmărire, nu are interdicție, nu s-au interzis drepturile. Chiar nu văd. Înseamnă că oamenii și-ar trebui să stea cu timpul acasă, să aștepte să-i judece cineva peste 10 ani. Tomiță, e la fel de onorabil ca doamna Chioveș. Clar. Nu, e mult mai onorabil. Mult mai onorabil. E, atunci a zis tu. Da. Eu zic, doar profitați de faptul că doamna Norica Nicolae este aici, că e prima dată anul ăsta și să puneți doamnei întrebări, întrebările către noi. Da. Lasă că pe Tom a luat la... Da, ne spunea mai devreme că s-ar putea să fie o campanie și dificilă. Dumneavoastră cum vă așteptați să fie? Vreau să vă spun că am făcut mai multe drumuri în țară, cel puțin eu. Cred că nu a fost deplasare undeva unde să nu existe și cineva de la USR care și-a graduat campania. De pildă, la Oradea, în jurături și tot arsenalul de rigoare. La Cluj mai puțin, în avioane se simțeau nevoia să ne spună diverse lucruri. Fără să ni se adreseze direct, pentru că evită să intre în dialog. Și recent, de pildă la Prahova, participarea la conferința de presă a organizației ALDE Prahova, în care au vrut să discute cu mine despre neomarxism, pentru că eu am spus clar că USR-ul și nici domnul Cioloș, care e în aceeași barcă, n-au niciun fel de doctrină, decât o formulă de asta de violență agresivă, fără argumente. Dar se pare că în România, dacă știi să înjuri bine, vrei să ai și succes în politică. Da, poate și în viață, nu știu, da. Comparativ la Giurgiu, cum este? Nu. Eu știu bine Giurgiu pentru că am fost apropiată și sunt apropiată nu numai de organizație, dar și de zonă. Știți bine că 20 de ani am trăit la Oltenița și am o mulțime de prieteni la Giurgiu și vin. Nu, e cu totul altceva. O să zâmbiți, dar se pare că există mai multă decență, mai multă preocupare pentru subiecte serioase în provincie decât în multe orașe care au pretenții. Ați discutat problemele Giurgiu Venilor? Le-am discutat în permanență cu Toma. În urmă cu sondaj sau ce v-au spus colegii de la partid? Am discutat cu colegii, deci nu am făcut niciun sondaj pentru că... Care sunt principalele probleme cu care se confruntă Giurgiu Venilor? Deci, din punctul meu de vedere, marea problemă și a Giurgiului și a întregii zone este problema economică, locurile de muncă. Traficul a scăzut destul de mult cu Turcia, cu Bulgaria. Și nu mai putem spune că orașul poate să-și permite să trăiască doar din acest trafic, ceea ce antrenase, turism,
E nevoie, după părerea mea, de investiții în mică, în mică producție și dacă am putea relua cumva tradiția economică a Giurgiului, deși foarte dificil, dificil pentru toate orașele Dunăre, ne vă mărturisesc sincer. Eu m-am uitat întotdeauna la șantierul naval, nu știu dacă mai funcționează, dar nu la capacitate, la capacitate foarte mică, deci trebuie găsită o formulă de investiții și soluția pe care am văzut-o este cea transfrontalieră. Aici cred că putem accesa fonduri mult mai rapid. Am discutat cu colegii mei bulgari. Nu sunt atât de stufoase birocrațiile de accesare de fonduri. Dacă ambele părți își preconizează probabil obiective economice comune, Giurgiu, Oltenița, Călărașul și toată zona Turnu Măgurele pot intra în acest program. Bani vor fi și pentru proiectele de pe Dunăre. După părerea mea, anul ăsta, deci în acest exercițiu bugetar, ei nu s-au accesat foarte mult. Știți că s-au accesat la Viena. Programele n-au fost semnificative și cred că toate guvernele trebuie să gândească să, să încerce să miște cumva economic zona, pentru că altfel devine o zonă periferică Bucureștiului. Foarte mulți dintre giurgiuveni acceptează locurile de muncă din București. Și riscăm și o depopulare, riscăm mai multe probleme. Cum sunteți la finalul unui mandat de europarlamentar? Care ar fi principalele realizări pe care credeți că le-ați avut și care ar fi, să spunem, minusurile sau nemulțumirile pe care, pe care credeți că ați fi putut să le faceți mai mult și urmează un nou mandat? Cu siguranță veți fi probabil la aleasă din nou. Nu probabil. Dar nu e, nu-i vorba de mine. Care este targetul către care vă îndreptați? România are niște probleme grave în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Pot fi... nu știu, cumva a ușurat această accesare a fondurilor europene. Deci vreau... completa pe colegul da. Și în același context, ce trebuie să facă europarlamentarii, cei care sunteți de, de partea binelui, ca să spun așa, pentru ca România să aibă imaginea pe care o are în, la Bruxelles? Vorbim și de imagine, dar trebuie să vă spun că am lucrat în câteva comisii și din punct de vedere al a ceea ce se poate numi bine făcut României, două mi se pare relevante, cea de dezvoltare regională și cea de pescuit. O să râdeți, dar pescuitul este una din pasiunile mele și din... sunt convinsă că pescuitul poate aduce foarte multe beneficii economice, inclusiv în această zonă. În cea de dezvoltare regională sunt coautorul unor modificări de simplificare la accesarea fondurilor europene. Am încercat să reducem birocrația dinspre Bruxelles, pentru că noi nu putem reduce birocrația dinspre statul membru. Și aici avem de discutat câteva lucruri apropo de proceduri și de birocrație în statul membru. Vreau să vă spun că am împreună cu alți colegi, sigur, pentru că noi lucrăm, știți bine, într-o echipă de interese, pentru că nu toată lumea are același interes în Uniunea Europeană, a reușit să diminuăm acele nenorociri de corecții pe care de 25% reducere de fonduri europene pe care statul român din păcate le-a acceptat cu brațele deschise. Ca să nu avem cumva controle, au preferat foarte mulți miniștri să accepte la cea mai mică problemă să accepte corecții de 25%, ceea ce înseamnă pierderi de bani. Deci noi am diminuat chestiunea aceasta și am spus că nu orice greșeală poate duce la suspendarea fondurilor europene. Și regulamentul european la care am lucrat, asta prevede. Eu n-am nicio vină că în România traducerea unor documente europene este total deficitară, ca să nu zic de rea credință. Deci avem o ordonanță care privește suspendarea fondurilor europene, printre altele. Și pot să vă spun că directiva și regulamentul european prevăd că fondurile se suspendă atunci când o persoană este trimisă în judecată pentru o infracțiune care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene. În România s-a tradus când o persoană este cercetată penal. Și acum am făcut și noi o analiză și am rămas absolut surprinsă de, de stadiul nostru de competiție. Pun și eu ghilimele la competiție, pentru că am văzut plângeri penale pentru diverse prostii, din punctul meu de vedere, făcute de companii una altora. Și atunci toată lumea a pierdut fondurile, că s-au suspendat pe această ordonanță. Eu am pregătit împreună cu colegii mei de la ALDE o revizuire a accesării interne, a regulamentelor interne și sper ca guvernul
să accepte ca să pregătim viitoarea planificare bugetară. Că eu vă spun sincer, până în 2020 mai tragem cât vom mai trage. Dar nu foarte mult. Asta este opinia mea. Riscăm niște dezangajări pe transporturi. Știți bine și ar fi aiurea să vă spun că va fi minunat. Nu. Vom pierde niște bani care nu i-am cheltuit pe transporturi, dar să pregătim măcar viitoarea planificare bugetară. E, pe cealaltă de pescuit, eu sunt și în Comitetul European de Acvacultură. Și foarte mulți bani din cei 167 de milioane de euro care sunt accesați de destinați României pe acvacultură au fost direcționați de mine, pentru că eu cred că în viitoarea perioadă vom avea de-a face cu un anume tip de criză alimentară, generată fie de lipsa alimentelor, fie de calitatea. Și în special mă refer la calitatea alimentelor. Ori peștele din autohton, nu mă refer nici la importurile de pește din afară, care sunt problematice, pentru că vin unele din țări terțe necontrolate, nici conservele, nici peștele. Peștele în România poate fi un aliment sănătos și accesibil. Poate e banal că la câte subiecte fancy avem pe toată ziua pe agenda, dar au fost, haideți să vă spun, două din lucrurile pe care eu am reușit și le-am promovat. Sigur, m-am opus și am blocat cât am putut și sper să reușesc și săptămâna viitoare directiva cu muncitorii detașați, pentru că dincolo de limbajul frumos al europenilor, adică dumping social, o numește domnul Macron, trebuie să vă spunem că Uniunea Europeană e competiție. Și eu nu-i pot reproșa unui român că acceptă un salariu pentru aceeași muncă cu 100 de euro mai puțin acolo. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să-i îngrădesc lui accesul, pentru că propunerea lor este ca oamenii ăștia să aibă contracte doar un an și 8 luni, în condiții excepționale. Eu știu ce înseamnă condiții excepționale. Vor fi bătaia de joc a unor companii europene, cum sunt și în multe spații. Și m-am opus și am reușit la două chestiuni care țin de ceea ce privește pachetul de mobilitate, așa îi zicem noi în jargonul european. E de fapt directiva de transport. Și aici am lucrat împreună cu toți colegii mei din statele estice plus 3 sudice, Portugalia, Spania și Italia, și am reușit să blocăm această directivă care practic îngrădea accesul transportatorilor români în Uniunea Europeană. Eu trebuie să vă spun că suntem paradoxal, cred că a doua țară cu prezență în materie de transport în Uniunea Europeană. E adevărat că oamenii transportă din țară marfă sau dinspre Uniunea Europeană înapoi, dar fac și cabotaj. Deci am întâlnit foarte mulți români care și-au cumpărat un tir pe leasing și care muncesc de ani de zile ca să-și plătească mașinile alea. Pe ăștia vreau să-i împiedice cu niște condiții, impunând niște condiții chipurile de standard de civilizație. Deci să doarmă obligatoriu la hotel. N-au zis ei de câte stele. Dar dacă rămâi în câmp pentru că ai de respectat regula, nu? 4 ore de condus, atunci unde te duci la primul? Deci erau niște chestiuni care, de fapt, nu făceau decât să-i înlăture din piață. Și am reușit și am blocat lucrul ăsta. Sper ca și președinția română, și am discutat cu doamna prim-ministru, să blocheze în continuare, pentru că noi trebuie să reluăm dezbaterea. Adică este un fariseism care nu e deloc în regulă. Pot să vă spun că firmele românești, paradoxal, o să râdeți, sunt prezente, mici firme de construcții, de servicii, sunt prezente în Uniunea Europeană într-un mod semnificativ. Numai la Bruxelles sunt înregistrate 11.000 de firme cu capital românesc conduse de români. E, toate astea consideră unii că le fac concurență cumva neloială. La fel și situația medicilor români. Și pentru asta m-am bătut, pentru că medicii noștri sunt foarte apreciați, dar după o bătălie care nu e deloc ușoară. Pentru că ei sunt mult mai accesibili de către pacienți și în timp și-au format o clientelă. Și acum ne-am confruntat anul trecut cu proteste împotriva lor. Pentru că în Belgia, dacă n-ai, vrei să-ți faci niște analize, te programează domnul doctor peste 6 luni. Ori medicii români și își vedeau pacienții și livrau rețetele și se îngrijau de oameni. Eu am fost implicată în această campanie care în momentul de față este închisă. Dar dincolo de toată povestea asta făcută la Bruxelles, trebuie să vă spun un lucru. Pericolul cel mai mare pentru noi este depopularea cu forță de muncă.
Dacă noi avem 4 milioane de români care lucrează pentru economiile occidentale și nimeni nu vrea să spună câtă valoare adăugată le aduc ai noștrilor. Deși noi receptăm toate, uneori toate problemele și toate reproșurile. Pentru noi va fi greu, pentru că nici noi nu mai avem forță de muncă. Trebuie să găsim o soluție și asta la București, deci de către Guvernul României, pentru a-i face pe oameni să încerce să rămână cât mai mult aici. A, mobilitatea muncii este normală. În America, dacă cineva stă în New York pe coasta de est și găsește un loc de muncă în Los Angeles cu 100 de pleacă. Dolari, își lasă ea tot în căvăluța aia cu hold. Da, vedeți? Noi avem și o tradiție. Da. Acum, apropo de... Nu mai vrem proprietate. Noi avem și o tradiție. Deci, pentru noi, și din perioada comunistă, țelul este să am o casă. Da. Aici, dacă se poate. Să am și o mașină, să pot să mă îmbrac, să pot să plec. E, problema este că e greu să-i spui românului să-și facă o casă din chirpici pe care să o abandoneze pentru că și-a găsit, nu știu, loc de muncă la Glasgow. Deci noi avem mai multe probleme și de mentalitate. America e simplu de făcut. Ai urcat în rulotă și ai găsit loc de muncă. Dincolo de acest aspect al mobilității forței de muncă, se poate pune problema ca să rămână forța de muncă aici, problema se pune nu la salarizare. Nu la salarizare, ci la o legislație în care să se ia piciorul de pe gâtul investitorului privat din România. Pentru că taxele pe care investitorii privați le plătesc la stat sunt foarte, foarte mari. Nu? Foarte, foarte mari. Adică haideți să ajutăm investitorul să plătească salarii bune, să rămână angajatul în România, să nu mai plece... Eu, ca liberală, vă dau perfectă dreptate. Nu problema salariului este totuși semnificativă. Este absolut. Este nevoia de a crea un climat care să încurajeze pe cel ce investește în România să creeze locuri de muncă. Și atunci, dacă taxele sunt mai mici, își poate permite să dea și salarii mai mari. Asta este o certitudine. Dar eu nu vorbeam neapărat de chestiunea asta. Vorbeam de faptul că începem să avem domenii de activitate unde nu mai găsim profesioniști. Asta este, de fapt, o foarte mare problemă pentru România. Pentru că după 90 s-au cam dezechilibrat chestiunile care țin de calificarea profesională. Pentru foarte mulți era jenant să ducă la o școală de meserie. A fost și greșeala aceea majoră de a desfința școlile de meserii. Toată lumea vroia liceu, toată lumea vroia facultate și așa se pare că avem foarte mulți purtători de diplome și mai puțini oameni care să știe să facă ceva. Nu trăiesc în România, dar... Știți foarte bine care sunt prețurile la serviciu acolo. Știu. Ce prețuri mari sunt la serviciu? Sunt și în România destul de mari, uneori, dar din păcate foarte multe sunt la negru. Deci dacă noi am taxat foarte puțin munca la negru, cred că oamenii care vin și îți repară o ghiuvetă ar putea să-și facă o mică firmă. Și ar însemna economie, ar însemna locul de muncă și mai puține cheltuieli de la stat. Dar trebuie să găsim o soluție, să avem o viziune cumva mai laxă pentru chestiunile care țin de mediul de afaceri. Eu vă spun că m-am bucurat foarte tare că am văzut că a crescut mult antreprenoriatul feminin. Deci în România are 675.000 de companii create și conduse de femei. Deci în curând bărbații vor fi înlocuiți în antreprenoriat. Asta la știre de ziua femei. Este dezamant acest lucru, pentru că eu vă dau un exemplu, un program care anul trecut s-a dorit a fi de succes. Startup Nation în România. Da. Acel proiect prin care se alocau 44.000 de euro pentru înființarea unei microfirme cu minim 2 angajați. Au fost finanțate 8.700 de firme anul trecut. Din 8.700, într-adevăr, aveți de toate, peste 50% din firme au avut ca manager și femei, pentru că era chiar una din condiția care aducea puncte în plus. Anul acesta au aplicat deja 39.000 de firme în condițiile în care bugetul de stat a alocat bani decât pentru 2.000 de firme la început. Nu, eu sper să avem buget. Am discutat și cu colegii noștri de la PSD și să continuăm proiectul, pentru că România n-are viitor decât pe firme mici și mijlocii, să fim serioși. Am ratat 20 de ani o multinațională în România. I-am omorât pe toți care au creat ceva. Nicolae, Patrici, toți au murit.
despre asta vorbim. Capitalul românesc mare, care avea șansa să se ducă și să fie relevant cel puțin în zona balcanică, a fost terminat, a fost distrus. Și atunci tot ce pot să fac eu ca stat și ca guvern, să mă duc pe firme mici și mijlocii. E singura soluție. Împreună cu colegul meu am încercat să accesăm niște fonduri europene și am aplicat direct la Bruxelles. De exemplu, dosarul acela era de 3 pagini. În România, nu chiar 3, vreo 10 pagini. Da, în România va trebui 300, bănuiesc. În România va trebui 300 cu 70 de legalizări și 40 de autorizații. Da, despre asta este vorba. Păi, dar știți de ce? Nu, nu, știți de ce? Pentru că România este și o chestiune de concepție. Mai catolic decât papa. Nu. Avem o fobie cu hoția. Deci noi ne considerăm hoți. Ne suspectăm unul pe altul. La Bruxelles nu suspectez pe nimeni. Astea sunt condițiile, vino și ia-ți banii. Deci este o chestiune care ține de încredere. În România, din păcate, încrederea s-a prăbușit pur și simplu. Și se vede foarte clar în birocrația asta excesivă. E un flagel național deja. Ce facem cu el? Să trecem la imagini. Cum apărați dumneavoastră, ca europarlamentar, ca eurodeputați, cum apărați imaginea unii care se deteriorează pe zi ce trece la Bruxelles? Nu cred că se deteriorează. Cred că este un trend acum care este și bine motivat electoral. Vă mărturisesc fără niciun fel de problemă. Eu cred că sunt unul dintre cei care m-am bătut cel mai puternic pentru a contracara niște măsuri. Și în Parlament, deci cu mijloace parlamentare, sunt prezentă și în presa străină, luând atitudine. Problema este că trebuie să lucrăm într-un proiect care să fie nu numai al noastră, pentru că imaginea, știți foarte bine, vine de la București. Dacă noi vom continua să avem oameni politici pentru care singura dorință în viață este să vină și să arunce culături pe țara asta, și înțeleg că o să avem judecătorii cu domnul Danileț în frunte acum la Bruxelles, să protesteze și să ceară să ne activeze articolul 7. Dacă astfel de oameni sunt luați în seamă și vor fi luați în seamă, că toți au alegeri și e foarte ușor să baci România în față, să găsești o temă, cred că nu va fi bine, dar aici eu sper ca să începem să aplicăm legea. Apropo de cine protestează, cum protestează, dacă am o lege, ar trebui să nu ne mai intereseze cine a încălcat-o, ci ce fac eu ca stat ca să o respecte, inclusiv să o aplic pe aia, adică să-l sancționez, pentru că nu se poate. Prea am trecut tot timpul cu lejeritate peste tot felul de lucruri care nu-s deloc în regulă. Altă întrebări dacă nu mai are. El e ca domnul Iordache. Altă întrebare. Mai are una soft așa. Ai una soft? Da. Care credeți că sunt cele mai adevărate bancuri? Cele cu pescar sau cele cu politicieni? Bă! Acum eu sunt și una și alta. Mie mi-ai pus o întrebare foarte dificilă. Știi că eu sunt președintele Forumului European al Pescarilor Amatori. Alea cu pescari nu sunt adevărate. Că te prins un pește, mai prins, să știi. Acum că nu e așa și e așa. Eu mă mai duceam pe la Greaca când era baltă, mai dădeam cu bățul în Dunăre. Mă cresc că una de 2 kg o ștucă. Nu mai mult, deci fără niciun fel de problemă. Te-aș minți. Nu, maxim 2 kg a fost. Ce asemănare între bancurile cu pescari și ale politice? Ca să nu mai fie soft. Tu vezi vreuna? Tu vezi vreo asemănare?